Nu trebuie să te duci până în Italia sau Franța dacă vrei să deguști vinuri adevărate. Avem și noi, chiar aici în Mehedinți, Podgorii, unde se produc vinuri excelente. Este vorba despre Podgoria de la Corcova, unde există soiuri cultivate încă din timpul evului mediu, păstrându-și astfel amprenta originală. Odată ajunși aici, veți observa că locul emană istorie, distinție, dar și pasiunea de care dă dovadă întreaga echipă. Când vorbim de cele mai bune vinuri oltenești, numele Corcova este musai să fie menționat. Cu o veche tradiție în domeniul viticulturii, localitatea este un templu natural. Mogoșanu Emil, inginer viticol, ne-a arătat împrejurimile întregii Podgorii. Cu ochiul liber am putut observa că domeniul Corcova apare desprins din rai. Este foarte important să respectăm regulile operațiunii de tăiere cu strictețe, pentru a-i prelungi durata de viață a plantației. Ce soiuri avem? Păi, între cele albe regăsim Viognier, în dreptul căruia chiar suntem acum. Sauvignon Blanc urmează, Chardonnay și Muscat Otonel. Iar cele roșii sunt Fetească Neagră, fiind singurul autohton, Syrah, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot. Cu o podgorie frumos răspândită pe dealuri, Crama a fost pe vremuri parte din moșia boierului Anton Bibescu. Viticultura a existat probabil în această zonă și în timpul dacilor, fiind o zonă locuită și nu foarte îndepărtată de capitala Sarmisegetuza pe vremea aceea. În prezent, la Corcova, lucrările sunt întoi pentru ca băutorii de vin să deguste cele mai bune arome în noul an viticol. Pregătirile au început încă din luna decembrie a anului trecut, când am început efectiv tăierea viței de vie. Avem nevoie de câteva luni, fiind suprafață mare, să facem față cu numărul relativ mic de oameni pe care îl avem și pe care îi găsim. Se găsesc destul de greu și atunci începem lucrările încă din luna decembrie. Apusă de mai multe ori de atunci și până în prezent, Podgoria a renăscut din propria cenușă în 2005, atunci când compania Corcova Roy and Dâmbovicianu a cumpărat 10 de hectare în comună. Anii următori au adus multă muncă, investiții, dar și transformări masive. Cramele au fost reconstruite și s-au replantat mai multe soiuri de viță de vie nobile. Ce utilaje folosiți? Păi avem discuri viticole, prașile, pluguri viticole, ce le folosim în primăvară și toamna. După palpatorii care sapă cumva între plante, iar oamenii rectifică unde nu apucă bine buruiana, nu erbicidăm, încercăm să ținem solul și mediul curat și sănătatea vinului departe de sau vinul departe. Sigur că da, este foarte important. Oamenii manual, de fapt, cu oamenii executăm lucrările de legare a coardelor de rodul 1, tăiem, bineînțeles, cu oamenii, folosim guiou pe semitulpină cu două verici de rod, adică două coarde, una în stânga, una în dreapta. Încercăm să ocupăm spațiul dintre bușteni, atât încât să nu se aglomereze, coardele să nu fie foarte lungi, să se suprapună. În felul ăsta, via rămâne foarte bine aerisită și strugurii foarte bine aerisiți. E important să circule aerul. Cu ajutorul echipamentelor moderne folosite, dar și cu micile trucuri știute doar de membrii echipei, creșterea viței de vie este atent controlată. Culegerea se face manuală, lădițele cu struguri fiind transportate cu cea mai mare grijă, alegerea strugurilor făcându-se de asemenea tot manual. Sunt o mulțime de ritualuri pe care angajații firmei le cunosc deja. Unul care ne-a atras atenția este faptul că nu se folosesc erbicide. Iarba crește alături de soiurile de struguri roșii care devin mai puternice. Rândurile, după cum vedeți, unul este lucrat, unul nu, lăsăm să se înierbeze, doar tundem iarba. Este foarte important pentru că atunci când începem să stropim cu pompele de stropit, dacă și aceste rânduri ar fi lucrate, n-am putea să înaintăm cu tractoarele din cauza noroiului. Asta e primul factor pentru care nu lucrăm rând de rând. Cel de-al doilea este pentru a proteja mediul și pentru a păstra jumătate din microflora spontană. Foarte important pentru fermentație
și pentru calitatea vinului. În acest moment, Podgoria se întinde pe o suprafață de 70 de hectare, iar cu un climat favorabil, chiar în vârful dealului, Vița de Vie adună în struguri tot ce este mai bun pentru o licoare de calitate. De mult, pe vremea, nu știu, acum 50, 100-150 de ani, vie era plantată la fel pe vârfetele dealurilor și către bază, dar nu erau înghețuri până târziu, în primăvară. Acum, pentru a scăpa de ele și pentru a ține via sănătoasă, trebuie să plantăm cât mai sus, de preferat pe vârfetele dealurilor, unde este foarte aerisit și via rămâne sănătoasă. Corcova este o podgorie nouă pentru publicul de azi, care reia însă tradiția producerii vinului de calitate inițiată în acest areal în urmă cu mai multe sute de ani. Fie că vorbim de vinuri albe, roze sau roșii, seci sau dulci, mai toate sunt recunoscute printre cele mai bune. Vinurile oltenești nu trebuie să lipsească de pe masa niciunui român.